Capitanul Stelei, Andrei Mandache, provine dintr-o familie de sportivi. Tatăl și sora lui au făcut baschet de performanță, iar mama lui a fost handbalistă. Fundașul roșialbaștilor are și el un urmaș pe măsură. Băiatul cel mare, Andreas, îi calcă pe urme și este unul dintre cei mai buni baschetbaliști din țară la vârsta lui. Momentan cel mare practică și el baschetul, e un băiat foarte talentat. Are baschetul în ADN, ca să spun așa. Îmi pare rău că cel mic momentan nu are tragere spre sport, dar în același timp sunt foarte fericit că are o latură un pic mai artistică decât toți ceilalți membri. Iar de Andreas, ce pot să vă spun este că la vârsta pe care o are, la 13 ani acum, consider că e unul din cei mai buni 3 jucători din țară, ceea ce cred că pentru orice sportiv de performanță este nemaipomenit. Din păcate pentru mama mea, am petrecut foarte mult timp alături de tatăl meu și sora mea prin cantonamente și n-am fost influențat de nimeni din familie. Singura influență care a venit din partea lor a fost Alex Sportul. Ce sport? A fost decizia mea, drept dovadă, am început cu notul. În perioada de izolare din cauza pandemiei, capitanul Stelei s-a recuperat după accidentarea la umăr și a fost impresionată de documentarul care l-are în prim plan pe cel mai mare baschetbalist din lume, Michael Jordan. De când am auzit de el, am fost foarte nerăbdător să văd de la primul episod. Știam în mare parte anumite lucruri care au apărut în serial, dar să văd mai în detaliu despre ceea ce însemna Chicago Bulls în perioada respectivă și Michael Jordan și așa a fost uimitor. Chiar pot să zic că m-am regăsit în anumite momente ale serialului sau a carierei lui. Ok, nu la nivelul la care este Michael Jordan, la nivelul nostru, dar la fel ca și reușita individuală de la Eurobasket, mi-au validat, ca să zic așa, credințele pe care eu le aveam în basket. Federația Română de Basket a decis înghețarea ligilor naționale feminină și masculină fără acordarea titlurilor de campioană. Înainte de întreruperea campionatului la basket masculin, Steaua ocupa poziția a 5-a în grupa roșie. Trecuse o perioadă foarte mare de inactivitate pentru toți și era extraordinar de greu să venim cu o variantă prin care să putem continua campionatul. Cu părere de rău spun asta, dar avem ce să facem. Este o situație mai aparte cu care ne-am întâlnit și cred că este o decizie foarte bună pentru sănătatea noastră ca sportiv sau pentru toată lumea.